Dumnezeul, cel care a creat acest univers măreț până în cele mai mici detalii, poate fi cunoscut de noi. El ne spune diferite lucruri despre sine, dar nu se oprește aici. Ne cheamă chiar să avem o relație personală cu El. Vrem să ajungem să îl cunoaștem. Deci nu e vorba numai că putem ști câte ceva despre El, ci îl putem cunoaște chiar pe El și încă îndeaproape. Așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel care se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ. Căci în acestea găsesc plăcere eu, zice Domnul. Se arată în Evanghelia lui Ieremia, capitolul 9, versetele 23 și 24. Cine este Dumnezeu? Este Cel de care te poți apropia cu ușurință. Dumnezeu ne invită să vorbim cu El și să-L implicăm și pe El în tot ceea ce ne preocupă. Nu este nevoie ca mai întâi să ne punem ordine în viață. Nu este nevoie nici să fim ceremonioși, să ne exprimăm corect din punct de vedere teologic sau să ducem o viață neprihănită. Așa este Dumnezeu, iubitor și gata să ne primească când ne întoarcem spre El. Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima, ne spune Psalmul 145, versetul 18. Cine este Dumnezeu? Este Cel care creează. Tot ceea ce facem noi, oamenii, este construit cu materiale deja existente, după niște planuri prestabilite. Dumnezeu însă are capacitatea de a porunci ca lucrurile să ia ființă și nu vorbim aici doar de galaxii și forme de viață, ci și de soluții la problemele de zi cu zi. Dumnezeu se gândește la tot felul de inovații ca să ne ajute. De aceea dorește să îi cunoaștem puterea și să ne bizuim pe ea. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Ne arată Psalmul 147, versetul 5. De unde mi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Psalmul 121, versetele 1 și 2. Dumnezeu este Cel care iartă. Noi, oamenii, păcătuim. Înclinația noastră firească este de a acționa de capul nostru, nu așa cum dorește Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu numai că nu poate trece cu vederea un așa păcat, dar este chiar gata să îi condamne pe oameni pentru păcatul lor. Dar asta nu-i totul. Dumnezeu este milos și gata să ne ierte din clipa în care începem o relație cu El. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce ispășind astfel condamnarea pentru păcatele noastre. Apoi a înviat din morți și ne oferă iertarea sa. Neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu. Romani, capitolul 3, versetele 22-25. Dumnezeu este Cel care e mereu sincer. Dumnezeu ne vorbește despre Sine în mod clar, întocmai unei persoane care îți îngăduie să îi cunoști gândurile și sentimentele. Deosebirea este că Dumnezeu este întotdeauna sincer.
orice spune despre sine sau despre noi, este adevărul gol-goluț. Cuvintele lui Dumnezeu sunt sincere și exacte întotdeauna și în totalitate, fiind mai adevărate decât sentimentele, gândurile și observațiile noastre. Iar dacă Dumnezeu ne face o promisiune de orice fel, putem conta că o va îndeplini, că nu vorbește ca să se afle în treabă. Îl putem crede pe cuvânt. Descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Psalmul 119, versetele 130-105. Dumnezeu este Cel care deține puterea. Ți-ar plăcea să ai tot timpul dreptate, în legătură cu orice. Ei bine, Dumnezeu are. Înțelepciunea sa este fără margini. El înțelege toate elementele unei situații, mai ales că știe și ce s-a întâmplat înainte și ce se va întâmpla după aceea. Nu este nevoie să-i aducem la cunoștință ultimele noutăți, să-i dăm sfaturi sau să îl convingem să facă ceea ce se cuvine. Va face oricum ceea ce se cuvine, pur și simplu fiindcă îi stă în putere să o facă și fiindcă este animat de motive curate. Ce trebuie să facem noi? Nu trebuie decât să ne încredem în El, știind că El nu va greși niciodată, nu ne va submina, nici nu ne va înșela. Putem avea totală încredere că va face ceea ce se cuvine în orice împrejurare și în orice clipă. Da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Psalmul 25, versetul 3. Dumnezeu înțelege experiența umană. Unii cred că Dumnezeu este izolat și distant, ca și cum El a creat universul, dar apoi l-a lăsat să funcționeze de unul singur. Nu ar fi mai bine să avem un Dumnezeu care este implicat în ceea ce se întâmplă în univers și mai ales aici pe pământ? Ce am putea spune despre dificultățile, responsabilitățile și provocările unice cu care ne confruntăm ca ființe umane? Nu ar fi mai bine să avem un Dumnezeu care înțelege aceste lucruri și care știe ce înseamnă să înduri viața în această lume nemiloasă pe care a lăsat-o să existe? Dumnezeul Bibliei știe ce înseamnă să fii om. Iisus Hristos nu a fost doar Fiul lui Dumnezeu, ci și Dumnezeu care a luat chip de om și s-a îmbrăcat cu natura umană. La început era Cuvântul, adică Iisus. Cuvântul, Iisus, era cu Dumnezeu și Cuvântul, Iisus, era Dumnezeu. Cuvântul a devenit trup și a locuit printre noi. Despre Fiul lui Dumnezeu, Biblia spune: El este oglindirea gloriei lui Dumnezeu și reprezentarea exactă a ființei Lui. El este echipul Dumnezeului cel nevăzut. El este Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, care s-a făcut asemenea oamenilor și care, la înfățișare, a fost găsit ca un om. În El locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii și prin El au fost create toate lucrurile, cele care sunt în ceruri și cele care sunt pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Iisus a spus despre sine: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cine mă vede pe mine, îl vede pe Cel care m-a trimis pe mine. Și eu și Tatăl suntem una. Cu toate că a fost pe deplin Dumnezeu, Iisus a fost și om pe deplin. El a flămânzit, a dormit, a plâns, a mâncat și a îndurat toate dificultățile cu care ne confruntăm noi. De aceea, Biblia spune că El nu este un mare preot care să nu aibă milă de slăbiciunile noastre,
ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără să păcătuiască. Prin urmare, Dumnezeul Bibliei nu a rămas departe de durerea, suferința și răul din lumea noastră. El a îndurat viața așa cum trebuie să o îndurăm noi. De fapt, el a avut o viață foarte umilă cât a trăit pe pământ. S-a născut într-o familie săracă, nu era atractiv din punct de vedere fizic, a întâmpinat prejudecăți și ură, nu a fost înțeles nici chiar de familie și de prieteni și a fost executat pe nedrept. Lui Dumnezeu realmente îi pasă de noi. Cei mai mulți dintre noi doresc să fie acceptați și iubiți. Dorim ca oamenilor să le pese cu adevărat de noi. Și asta nu doar de pe buze. Vrem ca ei să-și dovedească grija și interesul față de noi prin fapte. Nu ar fi acest lucru valabil și pentru Dumnezeu? Adică nu ar fi ideal ca lui Dumnezeu realmente să-i pese de noi și să ne dovedească apoi acea dragoste în mod palpabil? Dumnezeului Bibliei îi pasă cu adevărat. El ne-a spus acest lucru cu cuvinte. De fapt, Biblia spune că Dumnezeu este dragoste, dar cuvintele nu ne comunică grija și interesul la fel de bine ca faptele. De aceea Dumnezeul Bibliei este atât de unic și de măreț. El realmente ne-a arătat cât de mult îi pasă. Dragostea lui Dumnezeu față de noi a fost arătată prin faptul că Dumnezeu l-a trimis în lume pe singurul său fiu născut, pentru ca noi să trăim prin el. Și dragostea stă nu în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci că el ne-a iubit și l-a trimis pe fiul său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică.